Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. În sfârșit, liberi. Textul de memorat îl găsim în Psalmi, capitolul 78, cu versetul 53. I-a dus fără nicio grijă ca să nu le fie frică. În sfârșit, copiii lui Israel erau liberi, nu mai erau sclavi. Se îndrepta spre Canaan și erau mii și mii, probabil 2 milioane, și animalele lor. Haideți să citim Exod 12 cu versetul 33. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau, altfel toți vom pieri. Egiptenii abia așteptau să scape de ei. Din cauza că fuseseră sclavi, izraeliții nu au fost niciodată plătiți pentru munca lor. Moise le-a spus ca, înainte să părăsească Egiptul, să le ceară egiptenilor aur și argint și îmbrăcăminte. Și astfel, izraeliții nu au plecat la drum cu mâinile goale. Un număr destul de mare de egipteni au ales să părăsească Egiptul și să li se alăture. Unii dintre ei au învățat să-i se închină lui Dumnezeu. Cei mai mulți voiau să scape de plăci sau să ia parte la ceea ce credeau că va fi o călătorie interesantă. Moise îi numea o mulțime pestriță, care deseori a iscat probleme pe parcursul călătoriei. Îți imaginezi că urmașii lui Israel erau o mulțime dezordonată de adulți, copii și animale atunci când au plecat din Egipt? Ei bine, nu! Amintește-ți că Moise fusese conducătorul armatei egiptene și știa cum să organizeze oamenii. Atunci când au plecat din Egipt, fiecare știa exact unde îi este locul. Haideți să citim Exod, capitolul 13, cu versetul 18. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Era uimitor. Gândește-te, cu mulți ani înainte, Dumnezeu îi spusese lui Avram că urmașii lui vor avea de suferit într-o țară străină, dar că se vor întoarce bogați înapoi în Canaan. Era adevărat? Dumnezeu mai spusese și că vor deveni un popor mare. Începuseră să se împlinească aceste cuvinte? În sfârșit, izraeliții se întorceau în Canaan. Ce vedeau drept călăuză când priveau înainte? Exod 13 cu versetele 21 și 22. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Dumnezeu călătorea alături de ei într-un nor minunat. În timpul zilei, norul îi adăpostea de soarele arzător. Noaptea, norul se schimba într-un minunat stâlp de foc strălucitor care le dădea lumina și căldura. Cât de uimitor! Dumnezeu era cu ei. Canaanul nu era foarte departe de locul în care trăiseră israeliții în Egipt. Dar dacă ar fi ținut drumul drept până acolo, ar fi trebuit să traverseze chiar prin mijlocul țării filistenilor. Filistenii erau dușmani ai lui Dumnezeu. Și izraeliților li s-ar fi făcut frică de ei. Mai aveau încă multă de învățat despre încrederea în Dumnezeu, iar el nu voia ca poporul să fie nevoit să o ia la goană de frica dușmanilor. Când norul i-a condus spre Marea Roșie, poporul a început să se agite. De ce îi conducea Moise pe un drum greșit? Nu reușiseră să înțeleagă că Dumnezeu, nu Moise, îi conducea. Curând, Marea Roșie a apărut la orizont. La sud de ei se afla un munte. Ce s-ar fi întâmplat dacă faraonul s-ar fi răzgândit din nou și ar fi hotărât să îi urmărească? Erau într-o capcană. Gândește-te! Văzuseră deja izraeliții că Dumnezeul cel adevărat era infinit mai puternic decât zeii cărora li se închinau egiptenii. Cine crezi că îi ispitea să le fie frică? După ce copiii lui Israel au plecat din Egipt, plăgile au încetat, dar faraonul, consilierii și preoții lui îl urau pe Dumnezeu, la fel ca până atunci. Au început chiar să își dorească să nu îi fi lăsat pe israeliți să plece. Preoții și conducătorii s-au întâlnit cu faraonul și au discutat situația și au spus că plăgile nu fuseseră de la Dumnezeu și că toți zeii lor erau mai puternici decât Dumnezeul lui Israel. Se temeau
De ce vor crede alte popoare când vor afla ce se întâmplase? Așa că au decis să meargă după ei și să îi aducă înapoi, odată cu aurul și argintul care erau tot ale lor. Faraonul știa că israeliții nu aveau soldați care să-i apere în luptă. Era sigur că va fi ușor pentru puternica lui armată să-i prindă și să îi aducă înapoi în Egipt. El însuși avea să conducă armata de soldați și care de luptă, preoți și zei egipteni. A poruncit să se prezinte la ordin 600 de care de luptă și o mulțime de soldați și au pornit la drum în frunte cu el. Putea armata faraonului să călătorească mai repede decât israeliții? Le-a fost ușor să dea de urma atâtor oameni și animale? Dumnezeu îi condusese pe copiii lui Israel până la locul unde au așezat tabăra. Moise știa deja ce avea faraonul de gând să facă după ce au părăsit Egiptul, pentru că Dumnezeu îi spusese. Îi spusese chiar și ce dezdândământ urma să aibă planul faraonului. Gândește-te, Satana nu renunță niciodată să încerce să împiedice planul lui Dumnezeu. Te bucuri că Dumnezeu este mai puternic decât Satana? Tabăra copiilor lui Israel se afla între un munte și Marea Roșie, care se întindea chiar înaintea lor. Chiar dacă norul minunat era cu ei, tot le era frică. Dacă faraonul voia să îi urmărească, dintr-o dată s-au auzit un strigăt. Priviți! În scurt timp, vestea străbut tabăra. Vin egiptenii! Se vedea clar îndepărtarea armata egipteană galopând spre ei. Armatele strălucitoare sclipeau în lumina soarelui. Panica s-a instalat instantaneu. Unii s-au rugat lui Dumnezeu, dar cei mai mulți au început imediat să îl acuze pe Moise. Haideți să citim Exod, capitolul 14, cu versetele 11 și 12. Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Ce le-a răspuns Moise? Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Două minuni s-au întâmplat pe loc. Care a fost prima? Versetele 19 și 20. Îngerul Domnului, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Egiptenii nu îi mai puteau vedea pe israeliți, dar partea cealaltă a norului i-a luminat pe israeliți toată noaptea. Care a fost celălalt lucru pe care l-a făcut Dumnezeu? Versetele 21 și 22. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au depărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Nemaipomenit, a bătut un vânt puternic. Marea s-a separat. Pereți înalți de apă mărcineau acum drumul larg apărut în mijlocul lor. Fundul mării era uscat. Oamenii s-au grăbit să ajungă pe celălalt mal al Mării Roșii. Din nou, Dumnezeu a dovedit că pentru El nimic nu este imposibil. Gândește-te, dovedise Dumnezeu de atâtea și de atâtea ori că pentru El nimic nu este imposibil? Cât de repede a uitat poporul minunile Lui. Faraonul nu era îngrijorat. Știa că israeliții erau prinși într-o capcană, având marea înainte, armata lui în urma lor și muntele într-o parte. Dimineața de vreme, norul s-a ridicat și faraonul a putut să vadă că israeliții dispăruseră. Chiar prin mijlocul mării era un drum larg și uscat, mărginit de pereți înalți de apă. Faraonul s-a înfuriat. După ei a ordonat. Nesăbuitul și ticălosul de faraon se încăpățăna să nu renunțe.
Ce s-a întâmplat mai departe? Cine se panica acum? Roțile carelor s-au înțepenit și s-au rupt. Caii speriați trăgeau înapoi. Totul mergea pe dos. Norul s-a transformat într-un stâlp de foc și a început să tune și să fulgere. Nimeni din armata faraonului nu se mai gândea să-i prindă pe sclavi. Se luptau cu disperare să se întoarcă, dar era prea târziu. Ce-a spus Dumnezeului Moise să facă? Întindeți mâna spre ape și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării și au dispărut. Nelegiuiții care îi fugăriseră, armata faraonului dispăruse. Satana și îngerii lui răi au făcut tot ce au putut pentru a împiedica pe copiii lui Israel să plece din Egipt, dar au pierdut lupta. Gândește-te! Meditează la tot necazul și suferința provocată de hotărârile luate din încăpățânare de către faraon. Țara lui a fost afectată de 10 plăci cumplite. Cât este de adevărat că Satana este un stăpân plin de cruzime? Israel era în siguranță pe celălalt mal al Mării Roșii. Nelegiuiții care îi fugăriseră, armata faraonului, au sfârșit prin a se aneca. Copiii lui Israel erau fericiți și foarte recunoscători. Înainte de a continua călătoria, s-au oprit din orice activitate și au avut o sărbătoare de manifestare a recunoștinței față de Dumnezeu. Moise știa să scrie poezii și cântece frumoase. A învățat poporul un cântec deosebit despre cum au fost eliberați de către Dumnezeu din sclavie și de sub domnia necredinciosului faraon. Israeliții locuiseră mult timp în Egipt. Deveniseră atât de obosiți să vadă lucruri rele, încât începuseră să creadă că poate până la urmă nu erau chiar așa de rele. Și fără ca măcar să își dea seama, au început să facă și ei multe dintre aceste lucruri rele. Mulți dintre ei credeau în Dumnezeul cel adevărat, dar se închinau și idolilor egipteni. Planul lui Dumnezeu era ca ei să devină un popor special și fericit, un exemplu pentru alții, să îl iubească și să aibă încredere în el, să respecte legea sa pentru a-i putea binecuvânta. În acest fel, curând și alte popoare vor vrea să afle despre Dumnezeul cel adevărat. Gândește-te! Suntem în siguranță atunci când ne uităm la lucruri care știm că sunt rele? De ce nu? Suntem în siguranță atunci când cei mai buni prieteni ai noștri sunt oameni care nu-L cunosc și nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu ascultă de El? Fiți binecuvântați! Să fiți niște copilași ascultători de Domnul! Domnul cu voi!